S-au demarat lucrări ample de asfaltare pe strada Pomilor. Același tip de operațiuni se efectuează în momentul de față între străzile Nucului și Bradului. Administrația locală anunță faptul că din data de 14 iunie până în 24 iunie, strada Călărașilor va fi blocată. Se vor face consolidări asupra capacelor menajere. În același timp, vor exista modificări și la iluminatul public. Toți stâlpii care susțin ferele de distribuție a energiei electrice de pe această stradă vor fi schimbate. Conducătorii auto și pietonii sunt rugați ca în perioada menționată să se folosească de străzile adiacente care conduc către centrul orașului. S-a optat pentru această soluție din cauza că altfel tot traficul ar fi fost blocat de lucrările de amergură care se vor desfășura timp de 10 zile. De asemenea, se anunță faptul că la intersecția străzilor Iernuțeni, Pomilor și Râului, traficul va fi strangulat. Participanții la trafic sunt rugați să ocolească zonele în care se desfășoară lucrări care vor schimba aspectul, dar și utilitatea străzilor respective.